Laura Codruța și a obținut 12 voturi din partea membrilor Comisiei pentru Control Bugetar. Principalul său ribal, francezul Jean-François Bonner, a obținut 11, în timp ce al treilea candidat, reprezentantul Germaniei, a primit un singur vot. Parchetul European trebuie să, respect, să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene, să recupereze daunele. Una dintre precondițiile pentru a încheta corupția la nivel înalt sau pentru a ancheta fraude financiare cu fonduri europene este independența. Timp de oră și un sfert, Laura codruța și și-a prezentat experiența, calificările și proiectele pentru conducerea parchetului european în fața a aproape 100 de europarlamentari. Investigând peste 2000 de cazuri de fraudă cu fonduri europene în fiecare an la DNA, cunoaștem foarte bine tipologiile. Chiar dacă provenim din sisteme juridice diferite, cu organizare diferită, modul de comitere a fraudelor cu fonduri europene este aproximativ același. De aceea, experiența mea internă este foarte bună în a lua decizii strategice atunci când trebuie să stabilim priorități. Va exista o colaborare între uh, uh, IPPO și autoritățile naționale, așa cum ea este definită în regulament și așa cum cred eu că este important. Într-adevăr, guvernul este ostil în ceea ce privește pe Laura Codruța Chioveși, dar nu trebuie să fie ostil în ceea ce privește activitatea unei instituții europene. Chioveși a fost criticată de europarlamentarii PSD, dar și lăudată de mulți alții, români și străini. Vreau să-i spun Laurei Chioveși și tuturor că sunt mândre de faptul că se află aici astăzi, în ciuda groaznicei campanii pe care propriul său guvern a lansat-o împotriva ei. Noi de la Comisia de Control Bugetar vă cunoaștem foarte bine. Ne-ați dat încredere în România și în sistemul românesc de a combate cazurile de fraude. Și această încredere suferă acum. De altfel, chiar că... și rivalul său german a avut nu cuvinte de laudă ce... pentru că Este o onoare! că aparțin acestui cerc de candidați și că sunt pe aceeași listă cu doamna Căve și am toată admirația pentru curajul domniei sale, pentru implicarea ei și cred că trebuie să spunem foarte clar acum, măcar în ceea ce îi privește pe ceilalți doi candidați, Că mă simtea dreptul orona, onorat să fiu alături de ei și să îmi prezint astfel candidatura. Comisia de Libertăți Civile și Afaceri Interne urmează să-și voteze favoritul. Rezultatul, alături de cel al votului Comisiei pentru Control Bugetar, vor fi transmise președintelui Parlamentului European. Legislativul va negocia după aceea cu statele membre pentru desemnarea viitorului procuror șef european.